permiteți-mi să vă salut și să vă urez bun venit la liceul nostru. Sunt foarte încântată că avem această oportunitate să ne prezentăm liceul și toate structurile care fac parte din liceul nostru. Liceul Tehnologic Traian Vuia este școala cu personalitate juridică, care are în componență grădiniță cu program normal, grădiniță cu program prelungit, învățământ primar, învățământ gimnazial, liceal și profesională. De asemenea, avem o școală la Nistru, o grădiniță la Bozânta și o grădiniță la Băița. Școala noastră este foarte bine dotată, suntem foarte atenți la nevoile copiilor și ale părinților. O să mergem să vedem și clasele cum arată și școala în general și o să vedeți că, într-adevăr, dotările noastre sunt la nivelul cel mai înalt. Tocmai acum implementăm un proiect prin care toate sălile de clasă o să fie dotate cu tablă inteligentă, videoproiector, laptop și pentru fiecare copil o să avem tablete. Sigur că asta a fost pentru învățământul online, dar cu siguranță să le folosim la engleză, să căutăm cuvinte, să învățăm să folosească tehnologia încă de mici. Pentru că în secolul 21 știți destul de bine că nu putem să trăim fără tehnologie. Anul trecut am deschis o grădiniță nouă, foarte frumos amenajată, dotată cu tot ce este necesar învățământului preșcolar. Anul acesta urmează, sper, să deschidem și creșa, dacă nu la anul viitor. Creșa este deja construită, trebuie doar să mai dotăm interiorul. Foarte bine, Cristina. Trage, te rog frumos, dinuțele jos, la fiecare, începe cu 1000. Așa. M înseamnă 1000. Corect, 1000. Învățământul primar este format din câte două clase pe nivel, învățământul gimnazial la fel și avem clase de profesionale și clase de liceu. Învățământ tehnologic. De asemenea, pentru copiii noștri, să știți că noi asigurăm transport. Deci toți copiii pot să fie aduși la școală cu transportul școlar. Avem 4 microbuze, transportăm peste 350 de copii din toate localitățile aparținătoare de Tăuții Măgheroș. Acesta este un lucru foarte bun și care vine în sprijinul părinților. Știm destul de bine că oamenii sunt acum ocupați, toată lumea este prinsă în câmpul muncii. Și asta este un ajutor foarte bun pe care putem să-l oferim părinților, sigur, cu ajutorul administrației locale și a primăriei. Altfel, noi ca școală nu prea putem să funcționăm fără sprijinul administrației locale. Și colaborarea noastră este foarte bună.
Anul acesta, copiii noștri au obținut la evaluarea națională rezultate foarte bune. Avem copii care au intrat la Șincai, au intrat la Lucaciu, au intrat la licee renumite și, de asemenea, o parte dintre ei au rămas la noi la liceu sau la profesională, pentru că este foarte important, având în vedere că sunt foarte mulți agenți economici pe raza orașului Tăuții-Măghirăuș, este foarte important să dăm oameni pregătiți și atunci la liceul nostru și la clasele de profesională copiii au posibilitatea să se specializeze conform cererii de pe piața muncii din Tăuții-Măghirăuș și nu numai.